Derby județean de mare interes vineri 6 martie la Cugir în seria 5 a Ligii a 3-a de fotbal. Prima etapă a returului programează de la ora 15 partida Metalurgistul Cugir, Industria Galda de Jos, întâlnire mult așteptată de fanii celor două echipe după ce în tur Industria reușise în calitate de nou promovată o remiză albă în compania redutabilă echipe din orașul de la Poalele Drăganei. Înainte acestui meci, echipa gazdă ocupă locul 7 în clasament cu 21 de puncte acumulate după un parcurs concretizat în 6 victorii, 3 egaluri și 4 înfrângeri. De cealaltă parte, Industria Galda de Jos se află pe poziția 9 cu 16 puncte, obținute din 4 victorii și 4 egaluri, la care se adaugă pe traseul turului și 5 înfrângeri. Tot în etapa cu numărul 14 mai sunt programate meciurile FC Zalău, CS Iernut, CSO Șorhei, Unirea Jucu, Sănătatea Cluj, Sighetul Marmației, Avântul Reghin, CSC Sânt Martin, Unirea Dej, Gloria Progresul Bistrița și FCM Baia Mare, Arieșul Turda.